Elevii din România au parte de noi vești importante. Camera Deputaților a adoptat o propunere legislativă prin care se introduce o nouă materie în școlile din țară. Proiectul urmează să meargă în Senat în calitate de for decizional. Marți, Camera Deputaților a decis cu majoritate de voturi o propunere legislativă prin care introduce o nouă materie în România. Este vorba despre educația financiară, aceasta fiind inclusă în Legea Educației Naționale la capitolul Curriculum Național pentru învățământul primar și gimnazial. Eu știu că copiii au o capacitate atât de dezvoltată ca să poată să priceapă așa ceva, să vadă care sunt legile financiare, folosirea banilor, situațiile, tot. Eu zic că e prea devreme pentru ei. Trebuie să aibă altă pregătire copiii prima dată. Păi de-abia învață să numere, de-abia învață să citească și îi bagi la legile financiare. E greu. Multe voci au spus că ar trebui benefică introducerea materiei educația financiară în programa școlară, însă cel care a decis să o pună în practică este un economist român. Valentin Lazea, economistul șef al Băncii Naționale a României, consideră că este necesar să se introducă această materie în școlile din România, deoarece tinerii trebuie să știe câte lucruri se pot face cu banii, cum să economisească și unde este cazul, cum să poată obține un credit sau poate își doresc obținerea unui car pentru a-și achiziționa vacanța dorită. Ar fi bine, dar copiii văd și în casă, domnșoară. Copiii văd în familie traiul care l-au zighezii părinții și care stau tot într-un stres că nu știu ziua de mâine. Cel puțin noi am mai apucat o pensie, dar tineret o să fie foarte rău. Și pentru dumneavoastră și pentru toți. Nu este... Deci nu credeți că ar fi eficientă? Da, nu. Copiii văd, fiecare își vede traiul din casă. Educația financiară începe deja să nu mai fie unul din tuburile României, iar în ultimii ani reticența de a discuta despre finanțele noastre a scăzut tot mai mult. Da, le-ar da o lecție de viață. Sigur că da, ei sunt acum tineri, de-abia se formează și zic că e bine. Să le explice, să le dea un exemplu. Să vadă poate cum să economisească banii, cum să investească. Exemplu să le dea. Ar fi bine. Devine îmbucurător că tot mai mulți români încep să realizeze că nu e nevoie doar de școala vieții, ci și de școala banului bine fructificat. Însă pentru ca viitorul să aparțină și mai mult componentelor financiare sănătoase, aveam nevoie să integrăm educația financiară încă din primii ani de viață.